De la începutul războiului au fost mai multe momente în care sirenele au sunat în orașul Ramla, un sunet care însă nu i-a descurajat pe enoriașii latini să se alăture zilei de post și rugăciune pentru pace, convocată de prefericirea sa cardinalul Pier Battista Pizzaballa, patriarhul latin al Ierusalimului. Mulți s-au adunat la Biserica Sfinții Nicodim și Iosif din Arimatea, din oraș, încă de la începutul după-amiezii, pentru adorația euharistică. La ora 18, părintele Abdel Masih Fahim a prezidat Sfânta Liturghie. În omilia sa, franciscanul a dorit să sublinieze cum adevărata pace vine mai întâi în fiecare dintre noi, așa cum ne-a învățat Isus. Pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, eu nu vă dau așa cum o dă lumea. De asemenea, de la mănăstirea Sfântul Anton de Padova, Harisa din Liban, s-au alăturat în rugăciune pentru pace. Numeroși tineri și-au încredințat intențiile Fecioarei, Maica Domnului din Liban. Domnul să ne dea pace. Acesta era salutul Sfântului Francisc. Astăzi ne-am adunat împreună persoane consacrate din diferite congregații, bărbați și femei, alături de tineri, pentru a ne ruga pentru pace. Sperăm ca Dumnezeu să ne dea pace și să ne însoțească în aceste momente. Siamo qui per pregare insieme di fronte al Santissimo Sacramento, la nostra preghiera si rivolge. Am răspuns la apelul cardinalului patriarh Pizzaballa, alăturându-ne acestei zile de rugăciune și post pentru pace. Rugăciunea noastră se îndreaptă cu inima spre Dumnezeu, căci numai El poate ajunge la oricine și oriunde. Cerem de aici miracolul păcii, în primul rând în inimile noastre, în liderii noștri religioși și în cele din urmă în armata noastră. Ne rugăm să ne întoarcem la dialog și să construim o pace adevărată, de dreptate și fraternitate, așa cum ne-a spus mereu Papa Francisc. E al curajul de la fraternitate.